Da, și subiectul acesta se potrivește mănușă cu ceea ce vom discuta în minutele următoare, pentru că vrem să abordăm un subiect sensibil, un subiect care nu ar trebui să fie trecut cu vederea de niciunul dintre noi. Discutăm despre traumă. Da, cu toții am avut parte de evenimente mai puțin plăcute care ne-au marcat și care au rămas întipărite adânc în sufletul nostru, mai cu seamă când experimentăm astfel de situații critice la vârste fragede, așa cum am văzut și materialul pe care l-am urmărit ceva mai devreme. Nu avem suficiente unelte pentru a ne vindeca singuri, mai ales când suntem copii. Cum se văd traumele prin ochii copiilor? Discutăm în continuare despre acest subiect cu invitata noastră din această dimineață, Oana Marcus, psiholog. Oana, bună dimineața și îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața, mă bucur mult să fiu azi aici. Oana, înainte de toate, aș vrea să vorbim puțin despre ce înseamnă mai exact trauma și știm cu toții că trauma nu trebuie să vină neapărat, da, Doamne ferește, dintr-un război sau dintr-un abuz. Poate fi și vorba despre divorțul părinților. Ce este mai exact? Mulțumesc mult pentru întrebare. Într-adevăr, e o întrebare foarte bună. Trauma este atunci când orice fel de trăire pe care noi o avem, orice fel de eveniment de viață, ne șochează, ne copleșește și ne lasă afectați și deconectați de propriul nostru corp. Și în categoria asta intră practic mai multe evenimente de viață care pot să aibă acest potențial de traumă. Pot să fie accidente și căzături, deci inclusiv o situație în care un copil cade de pe bicicletă are potențialul acesta de traumă. Proceduri medicale și chirurgicale, atacuri violente, deci inclusiv abuzuri fizice și sexuale, cum ai spus și tu, situații de pierdere în care divorțează părinții sau moare cineva drag din familie și ultima categorie ar fi factori de mediu stresanți. Aici intră inclusiv dezastre naturale. Și așa cum am văzut mai devreme și vorbim și despre războaie, pentru că cei mici care au fugit din calea atrocităților făcute de ruși pe teritoriul Ucrainei nu sunt deloc ușor de procesat și de a înțelege trauma. Oana, aș vrea să te întreb, cum putem identifica poate comportamentele, sau nu, mai bine zis, dacă există anumite semnale pe care copiii le dau în momentul în care sunt traumatizați? Poate la ce ar trebui să fim atenți pentru a identifica dacă ei sunt sau nu, suferă sau nu de traume? Sunt anumite simptome care sunt general valabile în situații de traumă. Printre acestea se numără hiperstimularea, contractura care se vede la nivelul corpului, această tensiune care există acolo, disocierea și senzații de împietrire sau închidere în sine, acel îngheț motor când copilul îngheață cu totul, e această stare de freeze în engleză. Și aceste simptome duc la neputință și la o emoție numită disperare, pe care acești copii o trăiesc în momentele respective. Dar uite, acestea pe care le-ai menționat, poate sunt așa niște simptome fizice pe care le vedem, adică este clar că vedem un copil împietrit, dar uite, mă gândesc acum și la comportamente pe care ei le au în vorbire, nu știu, sunt poate agresivi sau sunt poate foarte introvertiți și se închid în ei. Vorbim și despre astfel de trăiri? Da, cu siguranță. Sunt situațiile acestea în care ei, la nivel de limbaj, vor vorbi în mod repetitiv despre război și despre ceea ce se întâmplă. Sau pot să aibă aceste reacții violente pe care le putem observa la ei. Inclusiv reacțiile emoționale foarte intense, în care un copil plânge foarte mult și este foarte greu pentru noi, adulții, să îl liniștim în momentele respective. Semnalează un simptom al traumei în acest context pe care tu l-ai precizat. Și uite, odată identificate aceste semne, pentru că este clar că există și putem fi atenți și să le identificăm, ce este de făcut? Adică, poate dacă ai putea să ne spui care sunt pașii pe care părinții sau îngrijitorii celor mici ar putea să-i urmeze pentru, poate, a atenua impactul emoțional. Mai precis, ce unelte au la îndemână cei care iau în grijă pe copii? Super, e foarte bună întrebarea. Deci, ca și pași, ce putem face în situații de acest gen, imediat după ce a avut loc un eveniment care are acest potențial de traumă, este pe de o parte, chiar dacă nu ne-am gândit neapărat la asta, primul pas ar fi, în primul rând, noi ca și adulți să verificăm reacțiile noastre proprii, să fim noi într-o stare de calm și de relaxare.
să venim dintr-un spațiu cât mai calm înainte de a porni o conversație cu copilul. Și aici putem să folosim tehnici de respirație în care să inspirăm și să expirăm profund. Și apoi, al doilea pas ar fi să evaluăm situația, să vedem cum se simte copilul, care sunt simptomele pe care le observăm la copilul pe care noi îl avem în față, care poate să fie copilul nostru sau dacă este într-un spital, poate să fie un pacient. Poate să ne uităm la anumite lucruri. Dacă copilul respectiv are privirea pierdută și se uită așa în gol, are o față palidă, are pulsul sau respirația rapide, sau, pe de altă parte, pot să fie și superficiale. Dezorientare, dacă apare, reacții extrem de intense emoțional sau, dimpotrivă, o stare de liniște pe care copilul respectiv o are. Și asta ne semnalează că este ceva în neregulă. Și faptul că se comportă copilul ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, mai ales într-o situație de război sau într-o situație în care a avut un accident sau a existat abuz sub diferite forme. Și apoi, următorul pas este să stăm cu copilul, să-i spunem, ne vom lua câteva minute în care vom sta aici împreună și vom aștepta ca acest șoc pe care tu îl trăiești acum să treacă. Și în aceste momente doar rugăm pe copil să se întindă pe o suprafață, dacă avem la dispoziție așa ceva, și noi facem acest lucru împreună cu copilul. Și facem asta uite, să le redăm așa până la urmă impresia că nu sunt singuri în această situație, exact, și că cineva îi ascultă, cineva este acolo. Oana, scuză-mă că te întrerup, dar uite, din ce am mai răsfoit și eu și chiar am dat o carte foarte interesantă, dacă nu mă înșel, se numea Trauma prin ochii copilului, ceea ce e un titlu care mi-a atras atenția și am văzut că acolo există o serie de exerciții despre care ai vorbit și tu ceva mai devreme și există acest, știu că se referea Gabor Mate, dacă nu mă înșel, la acest prim ajutor pe care îl putem da copilului. Despre ce este vorba mai exact? Știu că am vorbit un pic cu tine și despre, cu tine înainte de emisiune despre acest lucru. Foarte interesant. Dă-ne puține detalii, te rog. Deci aici, practic, ca și prim ajutor, ce putem face este să stăm cu copilul în momentele respective până când aceste senzații din corp pe care el le trăiește se estompează. Fără a interveni, fără a-l lua în brațe, doar putem să-i oferim așa o mică atingere, o mângâiere. Lăsăm acele senzații, de fapt, din corp să se estompeze, să se evapore de la sine. Pentru că asta e ceva ce ni se întâmplă, de fapt, tuturor. Și doar îl însoțim cu multă blândețe, afecțiune pe copil în acest proces. Și validăm toate senzațiile pe care el le trăiește în momentele respective și discutăm despre ele, dar facem asta într-un ritm foarte lent. Nu îl bombardăm pe copil cu întrebări legate de ce simți acum în stomac, ci pur și simplu întrebăm, poate pentru început, cum se simte corpul tău în acest moment. Și sigur că în funcție de vârsta copilului putem să folosim diferite metafore în acest caz. Și cartea pe care tu ai menționat-o, într-adevăr, are foarte multe resurse pe care noi le putem folosi, mai ales poezii, povești, inclusiv diferite jocuri pe care le putem juca împreună cu copiii, astfel încât ei să se recupereze după un episod care a generat traumă la nivelul corpului.